Domnul profesor Gheorghe Dolinski, colegul nostru și realizatorul emisiunii Clișeu Rural, a încetat din viață. Am pierdut un om îndrăgostit de oamenii din jurul său, un om care și-a dedicat toată viața binelui și înfrumusețării relațiilor umane, cărora el le-a dat noblețe, le-a dat bunătate, le-a dat spirit civic. O inimă uriașă care a avut un cuvânt bun de spus pentru fiecare dintre noi, colegi, parteneri, colaboratori, prieteni. O minte extraordinară, mereu vie, din care izvorau neîncetat gânduri bune și frumoase pentru cei din jur. A fost un cunoscut publicist, scriitor, filatelist și cadru didactic. În decursul vieții sale a scris mii de articole pe teme pedagogice, literare, științifice, de promovare a valorilor culturale din spațiul bucovinean. De asemenea, regretatul nostru coleg a adus o muncă asiduă în susținerea culturii și literaturii române în Bucovina, de mediatizarea personalităților din Țara Fagilor, implicit și a celor din localitatea sa natală, comuna Arbore. Totodată, a fost președinte al renumitei Societăți pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina. Pasionații de literatură și-l amintesc de asemenea și pentru cărțile publicate, Jurnal de Fronturi, Arbore Străveche, Vatră de Etnografie și Folclor, din an în an, selecție din tezaurul folcloric și a localității Arbore, precum și altele. Colegii din televiziunea Cromtel TV Regional l-au apreciat pentru dăruirea, profesionalismul și umanitatea sa. Drum lin spre ceruri, domnule profesor! Bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Am venit în comuna Arbore, o comună foarte frumoasă pe care eu o consider cea mai frumoasă din România. Stimați telespectatori, au muncit mult, să-l mai lăsăm să se odihnească puțin. Vă mulțumesc pentru atenție și sănătate multă!